Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video am pregătit etalarea de tarot pentru vineri 15 ianuarie. Hai să vedem care sunt energiile care o să iasă pentru această zi. Pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow! Niște cărți superbe, două arcane majore și o carte de monede. Hai să vedem. Pe partea de dragoste a ieșit arcana majoră Luna, cartea care în tarot reprezintă zodia peștilor. Va fi o zi foarte frumoasă din punct de vedere emoțional pentru nativii din pești, dar și pentru raci și scorpioni. Luna guvernează domeniul emoțiilor, al sentimentelor, dar în același timp vine și cu o doză de confuzie în sine, pentru că sentimentele și emoțiile oamenilor sunt foarte schimbătoare, sunt foarte internalizate și uneori nici măcar noi înșine nu ne înțelegem pe de-a întregul emoțiile și sentimentele. De aceea e posibil să vedeți această zi de vineri puțin mai neclară din punct de vedere emoțional. Ar putea să vi se pară puțin mai greu să interpretați gândurile și sentimentele partenerului sau partenerei voastre. Dacă sunteți singuri și sunteți în discuții cu anumite persoane, nu știți exact cum stă relația, cum evoluează discuția între voi, dar lucrurile sunt neclare, sunt incerte. Și mesajul din spatele acestei cărți este că trebuie să vă ascultați intuiția. Trebuie să aveți curaj, curaj să nu mai ascultați de gura lumii, nu ascultați toți câinii care latră la lună, ascultați-vă doar propria voastră intuiție, pentru că nu o să vă înșele, o să vă ghideze pe drumul corect, o să vă lumineze calea către fericire. Știți cum e vorba aia populară, câinii latră la lună, dar luna nu latră niciodată înapoi la ei. De aceea e foarte important, mai ales astăzi, să nu ascultați neapărat tot ce vă spun oameni din jurul vostru, pentru că o să vă bage mai mult în confuzie, o să vă bage mai mult în ceață. Chiar și mesajele pe care le primiți de la partenerul sau partenera voastră s-ar putea să fie confuzante, să nu știți cu ce ați greșit, să nu știți ce se întâmplă. Nu e nicio problemă, e doar energia zilei, o să treacă și asta. Dar trebuie să aveți grijă astăzi cum navigați această energie, mai ales pentru că ziua de vineri este o zi guvernată de planeta Venus și având aici Luna peste Venus, ne arată că toate lucrurile sunt mult mai emotive, mult mai încărcate emoțional și trebuie să aveți mare grijă, mai ales la ce spuneți astăzi, pentru că anumite cuvinte spuse în starea asta de confuzie s-ar putea să aibă repercursiuni în viitor. Per total o zi ciudată din punct de vedere al relațiilor. Ar fi mai bine să așteptați ca această zi să treacă, ca ceața să se ridice și lucrurile să se clarifice de la sine. Pe partea de sănătate avem aici lumea, finalizarea unui ciclu. Aceia dintre voi care termină astăzi un tratament sau o terapie, o să vedeți niște rezultate foarte bune, foarte pozitive în urma acestor demersuri pe care le-ați făcut în trecut. Se termină o etapă în starea voastră de sănătate, se termină cu durerea, se termină cu problemele. De mâine începeți un ciclu nou și este foarte important să demonstrați de aici încolo că ați învățat lecțiile trecutului, că nu o să mai repetați aceleași greșeli. Această carte vă ridică această greutate de pe umeri, vă eliberează de o problemă, dar în același timp, dacă o să demonstrați că nu ați învățat lecția pe care trebuia să o învățați, o să vă pună din nou toată greutatea lumii iarăși pe umerii voștri. Pe partea de bani, carieră, situație financiară avem aici nouăle de monede. O carte foarte frumoasă, cu foarte multă împlinire în acest sector material. Încercați astăzi să lucrați pe cont propriu. Dacă puteți să lucrați de acasă, încercați să vă luați o zi în care nu mergeți la birou, ci lucrați de acasă, pentru că o să aveți un randament mult mai bun și o să duceți lucrurile la bun sfârșit mai rapid.
Nouăle de monede ne arată o foarte mare împlinire în locuința voastră, în casa voastră, în sanctuarul vostru. Sunt foarte bine aspectate aici toate investițiile în imobiliare, în terenuri, în agricultură. Poate să vă aducă foarte mult succes și foarte multă răsplată materială. Bun, și înainte să finalizăm această etalare, hai să scoatem și un card de înțelepciune. Până când amestec eu cărțile, nu uitați să îmi lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi această etalare și dacă v-a plăcut mesajul meu, să dați și un like la video. Dacă vreți ghidare suplimentară, puteți să urmăriți și etalările pentru luna ianuarie, care sunt făcute pe fiecare zodie în parte, conțin atât un horoscop cât și etalarea de tarot, dar și etalările de tarot pentru anul 2021, la fel făcute pe zodii. Găsiți aici link-ul în colț din dreapta sus. Și acum hai să vedem cartea pentru această zi. Mă pot vindeca la toate nivelurile. Vindecarea înseamnă să întregesc și să-mi accept toate părțile ființei mele. Nu doar părțile care îmi plac, ci întreaga mea ființă. E o carte foarte frumoasă care ne readuce aminte că vindecarea vine în primul rând din interior, este în primul rând o stare de spirit, o stare mentală și de-abia pe urmă o stare fizică de bunăstare. De asemenea, această carte ne readuce aminte că atunci când ne acceptăm și când ne iubim pe noi, pe de-a întregul, toate aspectele vieții noastre o să se așeze, o să se pună în ordine și o să fie în echilibru. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!